copii ținuți în mânecă scurtă la minus 6 grade ca să dea bine în poză de Ziua Unirii. Primiți alese flori de mulțumire și gândul nostru naripat. Treaba asta s-a întâmplat în Dej pe 23 ianuarie în cadrul unui eveniment care ne duce cu gândul direct la perioada comunistă. N-am scăpat de vechiurile obiceiuri unde niște înguști la minte îmbrăcați au vrut să se dea mari și i-au scos pe copiii ăia în frig ca să-și facă poze cu ei ca cu ursul. Ce meriteau ăia, mă? Că doar n-au făcut mica unire niște teleportați în paltoane și fulare în piața Bobâlna de la Dej. Primarul Morar Constan a venit cu un răspuns de înaltă morală și complet asumat. A dat vina pe copii că ei au vrut să se îmbrace așa în semn de omagiu și respect. Poftim? Păi și tu, dacă îi vezi pe niște copii că vin așa, a funcționat telepatia la tot să-și ia iile de vară pe ei, că așa umblătăți copiii prin orașe, în ii, la minus 6 grade, mă, nu le zici să-și ia o geacă pe ei? Nu, faci niște poze. Că de ce nu? În declarația oficială a primăriei s-a menționat faptul că tot circul cu iz de manifestație ceaușistă de afară a durat doar 5 minute, iar elevii aveau hainele mai groase la părinți și la profesori. Aha, deci aveau haine groase, dar așa s-au decis ei și nimeni n-a avut nimic de zis, în timp ce oficialii au avut timp să se îmbrace. Ce să zic, super, bine că nu i-a scos pe stadion cu cartoane.